Prin harul Domnului, în perioada asta studiez cartea Daniel și sunt foarte aproape niște expresii din cartea asta. Voi folosi din Daniel 4 cuvântul de laudă pentru Domnul și de salut pentru voi, așa cum obișnuiesc. Scrie în versetul 34 că Nebucadnețar, privind spre cer și cu mintea la loc, a zis: Binecuvântat să fie cel prea înalt, lăudat și slăvit să fie cel ce trăiește veșnic, acelui a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dănuiește din neam în neam. Amin. Și tot din cuvântul lui, salutul pentru voi, versetul 1. Să aveți multă pace. Amin. M-am tot frământat și ieri și azi ce să vorbim. Și o să vă dăm și posibilitatea să întrebați, așa cam pe la jumătate, să puteți să dați biletele alea, dacă vrea cineva să întrebe, zic pe la jumătate ca să fie introdus în subiect. Și de-abia acum, după masă, așa mi s-a lipit de inimă ceva, să vorbim despre păcat. Cum intră și cum iese. Sau ce să facem să nu intre, că de ieșit iese greu. Vă rog să vă folosiți mintea. Ne-am rugat deja Duhul Sfânt să ne-o lumineze și să medităm asupra acestui subiect, să plecăm acasă cu o lecție nu știu cât de extinsă, vorba aceea, decât o minte aglomerată, mai bine una ordonată. Dar ce știm, să știm. Ce este păcatul? Ce definiție i-ați da? Vreau să vă prezint pe scurt 4 definiții și ca să vă fie ușor de ținut minte, fiecare este o imagine a păcatului în raport cu cineva, cu ceva. În primul rând, păcatul în raport cu Dumnezeu este o neascultare. Asta s-a întâmplat în grădina Edenului, referințe sunt multe, eu voi folosi foarte puține ca să putem parcurge mai mult material. Este scris în cartea Genesa, în capitolul... Hai, citim din Roman 5, mai bine. Acolo unde este prezentat acest aspect, Roman, capitolul 5. Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, Dumnezeu le-a spus să nu consume din pomul oprit și i-au consumat. Deci, în raport cu Dumnezeu, păcatul este o neascultare, fie dacă e vorba de omitere, fie că e vorba de comitere. Omitere în cazul în care Dumnezeu spune să faci ceva și tu nu faci, de exemplu, Dumnezeu a poruncit ca oamenii să se pocăiască, să se boteze, unii nu vor, păcat de omitere. Sau este poruncit să facem o dărnicie, un bine. Dar cel mai mult avem de face cu păcat de comitere, când nu ascultăm. Și neascultarea, spune Cartea Sfântă, care este păcatul în raport cu Dumnezeu, 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22, 23. Neascultarea este atât de vinovată ca ghicirea. Adică nu contează că ai comis o neascultare mare, ghicire înseamnă să apelezi la satana, sau că e o neascultare mică. Păcatul este o neascultare. Da, dar noi nu avem o tangență directă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat Biblia. În raport cu Biblia, păcatul este o fără de lege, că în Scriptură avem legea. Și spune în Roman 7,
Vă citesc de la versetul 7. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Adică ne gândim la ce a spus Dumnezeu, să nu fur, să nu prea curvești, să nu minți, așa mai departe, pe Sinai. Și scrie 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face și fără de lege. Pentru că orice păcat este împotriva cuvântului Dumnezeu. Este o abatere de la lege, fără de lege. Și știți că în ziua aceea unii vor spune, Doamne, noi am avut isprăvi, semne, minuni și nu puține acolo, scrie multe. Și Domnul va spune, eu nu vă cunosc, voi sunteți păcătoși că ți-ați lucrat fără de lege. N-ați respectat legea sau cuvântul lui Dumnezeu. În raport cu Satan, păcatul este o înșelare sau o amăgire, să folosim două cuvinte sinonime. Scrie în Genesa 3 că beata Eva, bunicuța noastră, a zis versetul 13 când Dumnezeu a întrebat-o, ce ai făcut? Ea n-a zis, am păcătuit. Ea a spus ce e păcatul în raport cu Satana. Șarpele m-a amăgit. Deci este o înșelăciune, o păcăleală. Și despre diavolul scrie, vă amintiți unde? Acela care înșală întreaga lume. Deci diavolul face pe oameni să păcătuiască înșelându-i. Și în al patrulea rând, păcatul în raport cu noi înșine este o eroare. În greacă avem termenul hamartia, ceea ce înseamnă a greșit ținta, așa o traducere ad literam. Adică noi ne-am păcălit. Noi am crezut că nu greșim, am crezut că nu suntem înșelați, uneori poate am crezut că nu-i fără de lege, sau am crezut că nu neapărat trebuie să ascultăm, dar am comis o eroare, am călcat pe lângă. În Psalmul 32, de exemplu, unde apare expresia aceasta, păcatul e prezentat sub două cuvinte, în 32:1, fericit de cel cu fără de legea iertată, și fără de legea e păcatul în raport cu legea, cu cuvântul. Și cu păcatul acoperit, cu eroarea lui trecută cu vederea. Să nu uitați aceste patru imagini. Mai departe. Într-o altă ordine de idei, de ce noi comitem eroarea asta? De ce suntem înșelați? Ce se întâmplă, de fapt, în viața unui om când păcătuiește? Doar două aspecte vreau să spun aici. Păcatul, deschideți la Iacov 1, are priză la noi pentru că ne stârnește poftele. Păcatul are o față atractivă. Iacov 1, de la versetul 14. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Momeala este operația diavolului. Atracția este partea umană. Atras. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Dacă ar fi să identificăm așa, cum zice despre minciună, că diavolul e tatăl minciunii și mama cinei. Cine o naște, nu? Eu, dacă e vorba de mine. Diavolul a venit cu ispita, pofta se găsea în mine, după cum se produce în cazul unei nașteri când se îmbină cele două celuli, cele două componente, așa se întâmplă în cazul păcatului. Oricare dintre noi am simțit atracția, nu?
Să luăm o atracție așa foarte ușoară. Vine cineva cu o reclamă și te îmbie cu o mâncare care tocmai ție îți place, dar acum fie că ești în ziua de post, fie că ești la regim, tu știi că n-ai voie, nu? Dacă și post și la regim, de două ori nu. Dar respectivul știe să-și vândă marfa și ție tocmai mâncarea asta îți place. Păcatul nu vine cu ceva ce n-are priză la noi. Cu păcatul nu e ca și când dai cu mazărea în perete. Slabe șanse să se prindă acolo. No. Păcatul e când dai cu lipici pe lipici. Păi 100% se prinde. Poate am zice de ce ne-a lăsat Dumnezeu să avem poftă, nu? Păi Dumnezeu l-a creat pe om, de exemplu, în grădina Edenului, ca să aibă poftă să mănânce după plăcere, nu? Nu l-a setat Dumnezeu. Dimineața măjmere, la mea sprune, seara cartofi. Dacă nu ingereze așa, se defectează mașinăria, gata, explodează. Și diavolul, ca un înșelător, vine și profită de această libertate, de aceste disponibilități care le-a pus Dumnezeu în noi, că de fapt, sub acest aspect, păcatul nu este decât o pervertire a tot ceea ce este bun. Ce-i băutura? O pervertire a unei dorințe, a unui apetit normal de a consuma lichide, nu? Ce este curvia? O denaturare a fenomenului de asociere familială, nu? Și așa este cu toate. Ce este o batjocură, o bârfă? O extindere în afara legii, o fără de lege, a capacității noastre de a intui, de a născoci, de a inventa, de a face versuri. Și facem versuri aiurea pe seama cuiva. Că diavolul ne-a dat o idee nebună. Deci din acest punct de vedere suntem vulnerabili. Nu este nimeni imun, nu există vaccin împotriva la așa ceva. Asta ar însemna să fim robotizați, să ne fie anihilată dorința, libertatea, gusturile. Diavolul cum să nu ne ispitească la nivelul ochilor acum prin tehnologie, când de fapt ochiul deține, se spune, peste 80% din funcționalitatea ființei noastre în ce privește capacitatea de înmagazinare, de satisfacere a dorințelor. Ne gândim nu doar la a vedea ce scrie și la a vedea florile cât sunt de frumoase, așa mai departe. Deci, asta este realitatea vieții. De aceea se spune, și cred că știți expresia asta, eu vă repet, Adam și Eva puteau să păcătuiască sau să nu păcătuiască. Odată ce omul a păcătuit, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu are nicio șansă să nu păcătuiască. Spune Pavel în Roman 7, eu sunt vândut rob păcatului. E ca un computer virusat. După ce ni s-a introdus programul antivirus, dacă ar fi să păstrez comparația pe linia aceasta, după ce suntem născuți din nou, noi din nou suntem oarecum în postură cu Adam și cu Eva. Să păcătim sau nu să păcătim, avem opțiuni. Și după ce vom fi glorificați, slavă Domnului, vom scăpa nu doar de puterea păcatului, de prezența păcatului și asta pentru vecii vecilor, slavă Domnului. Dar vă rog să rețineți, deși păcatul are această atracție foarte puternică, face priză la noi, îi spunea Dumnezeu lui Cain, Genesa capitolul 4, versetul 7, nu-i așa? Păcatul pândește la ușă. Și cum se spune că mânerul e numai pe dinăuntru? Dorința lui se ține după tine. Dar tu s-o stăpânești. Foarte clar a vorbit Dumnezeu aici. Deci păcatul este insistent, nu e undeva departe, e lângă fiecare dintre noi, nu e la doi pași, e la ușă. Și noi suntem tot lângă ușă, ba încă suntem cu ochii pe vizor, dar
ne-a dat Dumnezeu capacitatea să putem controla situația. Când n-am controlat-o, tocmai zilele acestea dialogam cu cineva la telefon și spunea, nu pot. Și îi spuneam, poți. Și mai apoi a scris, da, să știți, când am strigat la Dumnezeu, am putut. Credeam că nu pot. Păcatul, cum vă spuneam, în funcție cu noi și ne este o eroare, în funcție cu diavolul este o înșelare. Și îmi place cum zice David, păcatul este o nebunie. Adică atunci când am păcătuit, am făcut o prostie. Vă amintiți când spune el că am lucrat ca un nebun? Când a făcut numărătoarea. Toți au încercat să-l lămurească, nu. El că face numărătoarea. E rege, ce te poți împotrivi? Era monarhie absolută, gata, face. După aceea zice, păi, ce nebunie. Dar și Saul, când nu a ascultat, i-a spus Samuel să n-aducă jertfa, ce a zis Samuel? Ai lucrat ca un nebun. Dar și lui Iov îi impută Dumnezeu și spune, cine e acela care are nebunia să-mi întunece planul? Și asta am văzut la mine și a trebuit să o vadă fiecare la el însuși. După ce te-ai enervat, după ce ai comis orice alt păcat și stai, te limpezești, dacă mai te uiți și în Scripturi, spui, băi, dar nebun am fost, bă, prost am fost. Dar asta e constatarea reală. De aceea noi trebuie să fim smeriți că, cel puțin până la o vreme, am fost proști. Vă amintiți unde scrie în Biblie, să nu vă dau toate versetele, că și noi eram altădată fără minte și după aia enumeră păcatele. Că dacă aveam minte, nu le comiteam. Și salutul de la început sau binecuvântarea pentru Domnul, vă amintiți ce am zis de Nebucadnețar, și că i-a venit mintea la loc. Nu există logică în păcat. Dacă am face calcule, dacă am analiza, dacă se merită, cât costă, ce urmări, n-am păcătuit pentru nimic în lume. Numai că e așa, vrăjeală, repezeală, înșelăciune și eroarea noastră. Doamne, fie-ți milă de noi. Un alt aspect legat de păcat, că doar așa câteva indicii vreau să vă dau. Păcatul este atât de grav încât scrie în Roman 6:23, chiar dacă noi n-am priceput, păcatul se impută. În Roman 6:23, plata păcatului este moartea. Și nu se poate altfel. Nu se poate comuta pedeapsa. Nu există vreo altă variantă. Nu există. Poți să dai toată lumea în schimb pentru sufletul tău, nu poți să plătești păcatul. Și scrie în Romani, în Evrei 9:22, da? Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Deci la Dumnezeu nu merge cu Doamne miluiește-mă. Doamne, nu mai fac. Îmi amintesc că o dată unul dintre nepoții noștri a vărsat, adică a răsturnat de pe un gard un ghiveș cu flori. Și era scumpa mea pe acolo și vine el, atât a fost de nostim, bunii, din gheceală. Eu n-am avut din gheceală. Ăsta-i păcatul. A fost eroarea ta. Da, da, vaza e spart. Și păcatul luată făptuit, am citit și în Iacov 1, aduce moartea, măi, dacă ar aduce numai boală, numai bătrânețe, numai sărăcie, le aduce și pe asta. Dar aduce moartea. Cine dintre noi n-ar fi trebuit condamnat la moarte? Mâna sus. Care n-a nicio neascultare, nicio eroare, nicio înșelăciune. Pe drept se spune că biserica nu e muzeu de sfinți, că e spital de păcătoși. Dar noi toți trebuie să fim tratați cu sânge. Zice poetul, dar a coborât din slavă medicul divin și sfânt.
Văzând omul ajuns epavă, l-a băgat sub tratament, administrându-i prin cuvânt transfuzii de sânge sfânt. Terapia aplicată i-a tămăduit îndată, transcendența agravată. Da. Iată de ce numai jertfa Fiului Dumnezeu rezolvă și cel mai mic păcat și cea mai mare grămadă de păcate. Mare are putere, mare putere are sângele Fiului Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, e necesar să ne botezăm, pentru că conștiința păcatului, de aceea apoi luăm cina Domnului ca singurul act comemorativ poruncit de Domnul Iisus Hristos, să ne amintim de moartea Lui până va veni El. De aceea stă la dreapta măririi ca să mijlocească pentru noi 1 Ioan 2 cu 1. Vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor, este singura noastră speranță. Ce poate să facă un păcătos? Am recitit astăzi, de fapt eram la citit la rând Psalmul 51. Vă las să-l citiți acasă. Am predicat cândva de acolo, aici nu știu să fim, aici n-am predicat din Psalmul 51 niciodată, în altă parte. Este atât de bogat. David atâtea aspecte surprinde. Dacă ar fi numai așa să vă deschid apetitul, identifică păcatul, vede toate nevoile lui, ce ar trebui să facă pentru a fi iertat. Știți că atunci când a venit Natan și a spus pilda aceea cu bogatul care a luat melușeaua de la sărac, a zis să moară și să dea 4.000. Și când a aflat că e vorba de el, ce a zis, că n-are miei, nu? Ei, promenea să moară întâi și apoi miei. A zis, Doamne, ai milă de mine. Atâta poate să facă păcătosul, nu altceva. Numai că, spun și aici două aspecte în ce privește iertarea. Și David le surprinde, zice în versul 17, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Deci, pe de o parte, s-a plătit prin Domnul Iisus. Dar este și atitudinea o care vine înaintea Domnului. Despre Petru scrie că a plâns cu amar, cu vreo 20 de ani urmă, eram proaspăt venit, aici vine o soră așa la vreo, spre 30 de ani. Pune, frate, eu m-am botezat, dar m-am dus în lume, m-am încurcat cu unul, cu altul. Vreau să mă întorc înapoi, așa, zâmbea, era așa mai... Nu, zic, bine, hai la biserică. Deci o săptămână vine de la consiliu și spune, frate, da, ce ispite am. Da? Păi normal, tu ce crezi că diavolul, că vrei să pleci, spui adio, nu? Oh, du-te, că de fapt lui Dumnezeu aparții, scuze că te-am reținut, nu o să spună dracu asta. Vine după încă o săptămână plângând. N-a zis că acum stăm de vorbă. Păi frate, dar ce fac? Cum scap? Aha, cum mă gândești? E o problemă. Domnul a murit pentru noi, dar ce ne revine nouă? Cum a venit Fiul Risipitor? În ce condiții? De ce n-a venit mai repede? Până ne zdrobim, nu? Până ne dăm seama cine suntem. Unii dintre noi numai când apasă mâna Domnului se mărturisesc și sunt cuprinși de durere. Alții chiar numai când se gândesc că vine moartea. Și de presiunea asta nu vor scăpa unii și care nu au înregistrat pocăința aici, la judecată vor manifesta exact aceleași sentimente. Ce a spus Dumnezeu lui Acan? Fiule, dă slavă Dumnezeu și mărturisești ce ai făcut. O să mărturisești în ziua când te omoară. Ce sens am avut mărturisirea? Trebuia să o recunoască și el. Dacă mărturisea seara. Știți, David a păcătuit grav, dar s-a prăbușit. A acceptat pedeapsa Domnului, n-a comentat. A spus, Doamne, ești fără vină în judecata ta. Vei fi drept în hotărârea ta. Saul? Nici vorba. Dădea semne că se pocăiește, iar revenea în păcat. A vrut să-l cinstească Samuel, nu s-a plecat. A vrut să rămână rege, știa că Dumnezeu l-a destituit.
Și s-a pierdut. În activitatea de consiliere am văzut și sunt încredințat în mintea mea. Dumnezeu iartă, cum scrie în Ezechiel sau cum scrie în Iacov, și o sumedenie de păcate. Dar să poată fi o pocăință, așa, o prăbușire pe măsură. Am mai spus asta când am vorbit de post. De fapt, cei din Ninive, și un om când se pocăiește, cred că trebuie să postească, nu că e obligatoriu, cum era la ei sub lege, când ziua când îți ierta Dumnezeu păcate, n-ai pe voie să mânci ziua a 10-a, lunii a 7-a. Să-ți piară pofta de mâncare, să te prăbușești. Și atunci Dumnezeu te ajută. Asta îți dă mai departe resurse, dacă privești cu ușurătate, dacă nu-ți recunoști nebunia, ca apoi să vrei să fii dependent de Dumnezeu, să fii mai atent la cuvânt, să nu mai comiți vreo fără de lege, să fii mai atent la ce spune Dumnezeu, să nu mai înregistrezi altă neascultare, să fii mai atent cu diavolul, să nu te mai înșele altă dată. Păi diavolul e mai înșelător decât orice politician sau negustor la piață. Să nu mai comiți alte eroare. Ei, tineri dragi, câte fete și câți băieți își permit prietenii, fie că e vorba de mixte, fie altfel de prietenii din astea de grup, îi stăpân pe situații. Păi nu mai aveți ca comis eroarea. Dumnezeu spune la Balam, nu te du. A văzut că înclina să meargă, nu du-te. Dar fii atent ce spui. A rezistat bietul de el? N-a rezistat. Ce bine era dacă nu se ducea. Da, și un ultim aspect, ca să fie ceva timp și de întrebări și frații să mai spună ce au de spus. Dacă n-am reușit să nu fim înșelați și am comis eroarea asta, am văzut cum am fost înșelați, acum știm. M-am gândit la Eva, oare când o fi comis următorul păcat? Nu știu dacă mai păcătuit, nu scrie. Dar așa vorba românească, că a fost ciudă pe șarpe, așa-i? Cum gândește o femeie? Spuneți dumneavoastră mai bine. Băi, ăsta m-a scos din raimă, m-a prostit și dau și la bărbat. Măcar dacă rămânea el acolo, poate știu eu, îmi dădea ceva fructe peste gard de acolo, măi. Ne-a scos pe amândoi afară, mă, deodată ne-a păcălit, măi. Dar n-am avut noi ce mânca, mă. Ce procese și-or fi făcut, măi. Mi-amintesc de unul care, într-un accident de mașină, a omorât pasagerul din dreapta, măi. Ce îmi reconstituia faza, mă, dar acolo trebuia altfel să fac așa, sau am pierdut la un examen, știi, și ne-am descalificat total, măi, dar altfel trebuia pus, acum știu, măi, dar de ce n-am fost atent să învăț, mă, teorema aceea, să... Java s-a dus și plata păcatului moare. Dar ce har că putem să fim iertați, scăpați de moarte. Da, scăpați de moarte. Dar ce facem acum? Că Domnul spunea, când au dus pe femeia aceea, Ioan 8:11, du-te și să nu mai păcătuiești. Este ultimul punct ce vă spun. Ce să faci să nu mai păcătuiești? În primul rând să fiți foarte, foarte atenți la cuvânt. Ascultați-mă bine, citiți Scriptura. Nu vă luați după oameni. Cel mai ușor este să înșeli o grămadă de oameni față de unul singur, față de doi. Se duc așa unul după altul. Sau diavolul este ușor până a păcălit pe unul și mai pune pe doi la rând după el. Da. Citiți cuvânt, rugați-vă. Ce unii m-am doi cu unul, verset aminte de neaur, copilașul vă scrie și zice, ca să nu păcătuiți, de cele scrise sunt ca să nu păcătuim, să nu ne abatem de la ceea ce este scris.
Nu era scris pentru David și trebuia să citească în fiecare zi ca împărat. Copia legii să nu prea curvești. A trecut peste ce-i scris când s-a uitat după Batșeba. În al doilea rând, zice tot el în Psalmul 32 cu 6, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el nu-l vor atinge deloc. Și scrie în Matei capitolul 26 că Domnul i-a spus înainte lui Petru cel Paște și zice versetul 40, că l-a găsit dormind și un ceas n-ai putut să vegheți împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegherea am legat-o de rugăciune. Eu asta v-am mai spus. Eu când mă rog, am cea mai bună memorie. Mi-amintesc tot ce trebuie să fac, tot ce am uitat. Pentru mine rugăciunea e mai bun decât un carnețel. Nu de puține ori m-am sculat de la rugăciuni și m-am apucat să scriu, măi, asta trebuia să mai dau un telefon, trebuia să fac asta și asta. Și asta la rugăciune mi-am amintit ceva. Ți-amintești prorociile atunci, ți-amintești ce-i scris. De fapt, ce-i rugăciunea? Un dialog cu Domnul în care Domnul te pune în temă. Vezi că vine diavolul. Și te pune să te rogi și atunci tu ești atent. Nu trebuie neapărat să spună un proroc că vrea o fată să te ducă în eroare. Ți-amintești tu exact ce-i scris în Biblie sau un băiat. Și rugăciune Domnul îți dă putere. Foarte important. Fără astea nu se poate. Un alt aspect important în mod deosebit la voi, la tineri, sunt relațiile, cu cine umblați. Sunteți foarte vulnerabili la companie, la prietenii. De aceea îi spune Pavel la Timotei 2, Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Sau partea negativă, 1 Corinteni 15 cu 33. Nu vă înșelați, ce-i păcat, o înșelare. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ești mult mai ușor de înșelat în compania altora și mult mai protejat în compania sfinților. De ce nu te protejezi? Zice 1 Petru capitolul 2 versetul 11. Praibicilor vă sfătuiesc ca pe niște strici călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. De ce te expui? Pe Facebook? În localuri? În anumite case chiar cu unii? De ce te expui? Sau jocuri online, altele? Crezi că ești atât de invincibil? Nu este nimeni. În mod deosebit aveți grijă în ce privește poftele tinereții, ca să ne spugi, da? De ce n-a stat Iosif în fața la soția lui Potifar? Să-i spună, n-ai decât să faci dansuri nud înaintea mea. A stat așa? Nici vorbă. A fugit. A spune că a protejat-o și pe ea cu asta, dar în primul rând s-a protejat pe el. David când și-a permis să privească, a mai rezistat? Nu. N-ai cum. Să stai, să iau un păcat mai ușor. Stai în compania unor oameni defăimători, care bârfesc așa. Îl iau pe Iohannis și până ajung și la fratele Iosif și apoi ajung și la tine, dar în altă ședință. Cel puțin n-ai cum să n-auzi, nu? Deci dacă te-ai putea șterge pe frunte, dar poți să-ți dai și două palme la ceafă, că nu uiți, ți-a rămas în cap. Bă, cine m-a dus pe mine aici între ăștia, nu? Deci măcar cât puteți, evitați mediul păcătos, viciat. Vedeți câtă grijă au oamenii acum cu masca, cu câte toate, ci că virusul ăsta e tare mărunțel și se strecoară, dar păcatul în lumea spirituală este mai pătrunzător, mai eficace
în a-și atinge ținta. Da. Deci, să fim foarte atenți la ceea ce este scris, să ne rugăm ca să păstrăm o stare de veghe și să fim atenți la compania ce o avem, la relațiile noastre. Să lăsăm pe alții să vegheze asupra noastră. Într-o companie rea, tu lași pe alții să te distrugă. Într-o companie bună, tu ai pasnici. Nu doar din interior conștiința, din afară. Scriptura spune, vegheați unii supra altora, nu? Dacă ești singur și n-ai nicio oglindă, poți să fii murdar și pe frunte și pe amândouă fălcuțile, așa? Habar n-ai, că murdăria nu doare, nu? Dar dacă ai măcar oglindă, mai și pe cineva, spune, tu, repede, ștergi, repede, uite. Uite în oglindă și te curăță frumos, nu? Dar dacă ai pe unul care în adins vrea să te vopsească și de nu ești vopsit, te vopsește, nu? Foarte important. Fiți categorici. Păcatul este puțin spus oribil, este mai oribil decât moartea. Cauzează moartea a doua, că de prima moarte murim toți. Vreau să facem o rugăciune. Cei ce ați rezistat unor păcate, Dumnezeu să vă dea biruință mai departe. Cei ce sunteți în faze puternice de ispitire, Dumnezeu să facă o revoluție sfântă în ființa voastră. Cei ce sunteți înfrânți, Dumnezeu să vă elibereze din chingile dependențelor păcatului. Iar dacă sunt unii inconștienți, apoi să le vină mintea la cap, să-i trezească Dumnezeu cu îndurare lui. Ne plecăm pe genunchi la rugăciune.